Oasele. Tipuri de oase, compoziție și rol. Resurse educaționale pentru clasa a șaptea. Oasele lungi. Prezintă lungimea mai mare decât circumferința osului. Oasele membrelor sunt oase lungi. Prezintă o zonă centrală numită diafiză și două capete osoase numite epifize. Oasele scurte au diametrele aproximativ egale. Vertebrele sunt exemple tipice de o astfel de oase. Oasele late sunt oase care au aspect turtit. Exemple ar fi sternul, omoplatul și oasele coxale. Compoziția oaselor. Oasele conțin substanță uscată în proporție de 80% și apă în proporție de 20%. Substanța uscată este constituită din substanțe organice, de exemplu oseina, și substanțe anorganice, predominând sărurile de calciu și fosfor, care asigură duritate și rezistență osului. Rolul oaselor intervine în realizarea mișcărilor, reprezentând componenta pasivă a aparatului locomotor. Susțin corpul, protejează unele organe. Spre exemplu, oasele cutiei craniene protejează encefalul sau coastele împreună cu sternul și coloana vertebrală alcătuiesc cutia toracică ce protejează inima și plămânii. Intervin în formarea elementelor figurate ale sângelui prin măduva osoasă roșie, pe care o regăsim în zona centrală a diafizei, în canalul medular, dar și în interiorul oaselor late și scurte. Asigură echilibrul unor săruri în organism. Fixează, temporar, unele substanțe toxice ajunse în organism. Să vedem dacă ați reținut! Ce fel de os este humerusul? Dar calcaneul? Și osul frontal?